Sfântul proroc Ilie Tesviteanul va fi sărbătorit și anul acesta la Sinaia. Pe 19 iulie, la ora 21:30, va avea loc tradiționala procesiune cu icoana Sfintei Maria și a Sfântului Ilie. Aștept foarte mulți sineni să participe și sunt convins că vor participa la fel ca și în ceilalți ani și de ce nu și turiștii care sunt prezenți în stațiune, mai ales că Sfântul Ilie este patronul spiritual al orașului nostru, este și ocrotitorul bisericii care poartă numele Biserica Sfântului Ilie și cred că este o manifestare care ne caracterizează. Sunt convins că și vremea va fi superbă, cel puțin în timpul manifestării și aștept cât mai mulți oameni să fie alături de noi. Manifestările vor începe de la ora 17:30 cu un concert de muzică irlandeză la chioșcul din parcul Dimitrie Ghica. Apoi vor continua cu slujbe religioase la Biserica Sfântului Ilie.